Mulți dintre vasluienii care locuiesc în mediul rural folosesc apa din puțuri, lacuri sau râuri ca să se spele și să gătească. Potrivit statisticilor oficiale, anul trecut populația de la sate deservită de sistemul public de alimentare cu apă a reprezentat doar 26% din totalul sufletelor cu buletin de vaslui. Iar zilnic, media consumului de apă venită pe conductă a fost de aproape 100 de litri, cu tot cu udat grădina, apa pentru animale și fiertura de fasole. Două, trei date statistice despre sătenii fericiți cu apă și robinet. Pe primul loc, la consum, sunt cei din comuna Zorileni, cu fix 715 metri cubi pe zi. La distanță mare, pe locul 2, se află țăranii de la Tutova, urmați de cetățenii de la Vetrișoaia. Calitativ vorbind, cea mai bună apă este cea de la Murgeni, unde analizele efectuate de Direcția de Sănătate Publică nu au evidențiat nicio probă necorespunzătoare, anunță ziariștii de la Obiectiv Vaslui. Am încercat eu să vă dau informația asta lichidă, așa, mai șăgalnic, dar este de-a dreptul rușinos să tot spunem că ruralul românesc, firește și el intrat în Europa, visează la canalizare, apă curentă și la drumuri măcar pietruite.